Incident tragic la Criuleni. Un bărbat de 32 de ani a fost trivit de propriul automobil. Totul s-a întâmplat ieri în jurul orei 12 în preajma unei avicole. Oamenii legii au fost anunțați de un trecător care a observat victima zăcând fără suflare. Veniți la fața locului, polițiștii și medicii de pe ambulanță nu au putut decât să constate decesul bărbatului. Oamenii legii iau în calcul ipoteza că acesta ar fi coborât din mașină fără a se asigura că a tras frâna de mână. Astfel, automobilul ar fi pornit și l-a strivit. Alte semne de moarte violente pe corpul victimei nu au fost depistate. Circumstanțele exacte urmează a fi stabilite.